Girofaruri aprinse, fără nicio... de când am plecat din Brăila am mers numai cu girofaruri aprinse. Și tocmai din ideea că e înnorat afară, că și fi văzut de la distanță și cea mai departe. Nu mergeam cu viteză foarte mare în ideea că, la fel, e suprafața alunecoasă și asta e destul de mare și destul de instabilă. Și când ați ajuns aici? Când am ajuns aici, ne-a intrat în față și am intrat direct în el pe frână. Nici n-am mai putut să mai fac absolut nimic, nici o manevră de evitare, nimic. Pur și simplu a intrat după sensul lui, pe sensul nostru. În fața noastră, într-un 2 metri. Am înțeles că a încercat să evite pe cineva. O să ne dimiți. Accidentului ce a avut loc pe raza localității Merei, la Spitalul Județean de Urgență Buzău au fost transportate 3 persoane. O persoană a decedat în urma unui stop cardiorespirator, iar celelalte 2 persoane, șoferul și cealaltă persoană, sunt stabili. Ce s-a întâmplat cu pacientul care era transportat în ambulanță? Pacientul a decedat în urma impactului, acesta a suferit un stop cardiorespirator.